A noi doi, mai arăta mai vieți mine? Eu și a cui copii ai de sânge? Eu rămân în drum. Cine m-a păcălit pe mine? Cine m-a păcălit? M-a toți în afară, vă spun. Așa m-a dus guvernarea. Până dau casa în exploatare cu 16 etaje, care casa mea nu figurează. De 630 de metri pătrați. Dar unde îți fac? M-am adresat din anul trecut. Un an de zile, ca pe urmă judecata. Oameni buni, voi nu sunteți în situația mea. Eu n-am venit aici, eu până acum n-am venit aici. Eu totdeauna când eu se aud de lume, nu pentru dumneavoastră, nu stric. Dați să-i chemăm pe cineva să vedem să... Dumneavoastră mă credeți că eu am mai fost aici. Eu am solicitat. Și-am răbdat și am stat tăcut, m-am păcălit. L-am adus la dascăl pe ăsta care Buzu, Vicislav, care face bătaie de joc din familia mea. Urmă s-o întram post la ședință și urmă rămâne cu dascul împreună, cu doamna deputat. Și am adus client la partid. Unii eu, unde a rămas eu, am ajuns să mă distrugă pe mine în felul ăsta? Să cedez terenul că îi s-a culi. Eu am astea documente, să-mi spui că aici sunt aculi de țări. Nu știu care e următorul pas, dați să chemăm pe cineva. Chemați, rog, ne-am cerut de multe ori să intrăm la grosul. Să știi care persoanele care tolerează lucruri. Pe spânul care îmi faci, eu am făcut tot țârcul ăsta. Au făcut o joacă în care era el ministru, era secretar doamna Dabijo, domnul Dabijo, și a scris un aviz care este elaborat. Un aviz condiționat. Și cu aia este condiționat, pleacă în primărie și votează. Eu vă rog, cineva cuși scoboară și... Nu vă supărați. N-am venit. Eu vorbesc ca muca din suflet. Dacă mă credeți, din suflet. Am mai fost și am fost muca. Dar nu mai pot. Nici vedeți cum și-a copiii ei cu plasă de oameni. S-au construit casă. Dar nu, eu încerc scuze că vă fac probleme. Măcar nu vas, haideți veniți mâine. Nu, vin mâine. Am avut un întrebat, nu mai pot. Și mâine mi-ești, dar vă rog, fără muzică. Dar și muzica vă încurcă? Virusinii de muzica noastră? Eu vinem totdeauna la orice protest care era pe timpul când am susținut guvernarea asta și la urmă eu se bat joc și... Dar la noi era dinastie familiară. Tata meu, îl vedeți? E de tata meu care a educat mulți copii. Și vedeți că nu poate grăie, dar eu rămas dirijarea când aude cântând, el de atâta dă de mână așa. Domnul spânul că a fost eliberat. Auzi că domnul, doamna Dabija, spânul a fost eliberată, s-a dus înapoi. Uite, schemică cum era aia, mășeu de placatniuca, așa la mășeu de... Dar aceleași prostii învățați de spânul, aceleași le văd. Eu nu le văd, încă sunt mai încordați. Categoric. Asta e încă o dată distrugerea patriotismului. Da. Oamenii își pierd patriotismul, își pierd... Știți care e situația? E o năvălire. Asta e năvălire, asta nu este. Când ei sunt deportare. Și deportare, dar e o năvălire. Atunci când tu asculți un om, trebuie să ai răbdare. Eu intru, uite cum e sus!
Mâini în sus, cum au, da? Uitați, mâini în sus. Urmați-vă, vă rog, pașii, dispuni turiecului. Eu stau cu mâini în sus, cu pașii, sunt de plume, cineva pentru a face. Unde sunt, unde este dreptate aici? Unde este oamenii buni? Unde este? Nu mai când? Cu salariul de care mi-a dat, mai când? Da. Și frazul e pe inima, pierzi imnul Republicii Moldova, nu dar voi sau cădăi. Imnul Republicii Moldova, voi trebuie să stați drept când o să dați drept. Într-o țară, într-o țară, patriot, îi stau drept. Dar când o să cobor? Nu cobor! Nu cobor! Nu cobor! Eu nu plec deloc aici! Vă dați seama? Asta nu înseamnă că aleșii poporul nu cobor. Ei n-au drept. Ei n-au drept să facă asta. Au văzut și au putut. Și grăiță. Ei dacă nu pot, ab cine se poate, băi, oamenii? Doar vă transmit ce am vorbit. A, adică deja au luat decizii de-am deja, da? Dreptatea e în fundul mării, totuși. Am apelat, am spus că n-a scoboare. N-a scoboare. Și atunci, și dreptul meu, astăzi, trebuie să-mi spuneți că nu când aici. Cine-a umblat la regulă? Nu, vă dați seama. Spânul sau Davija? Cine-a umblat la regulă? Puneți-mi, vă rog, să nu coboare un deputat să zică, băi, noi suntem drept, așa, ca dumneavoastră. Noi am aici, da, într-adevăr, e drept sau nu-i fați trebuie. Adică ei tolerează și ascund lucruri și nu coboară, că nu pot face nimic. Eu ce să vă răspund? Noi trebuie să respectăm. Trebuie să întrebați pe dânsii. Dar cum să mă dumneavoastră te-am spus ca să ne dispărțiți? Să ne dispărțiți de popor, înțelegi? Deputatul e dispărțit de popor. Cum? Cum să ajung la dânsii? Cum să ajunge la dânsii? Chemați și noi să întrebăm. Ce este? Eu sar în cap? E sar în cap cuiva? Mi-a scris o petiție să vă dă un care petiție? Ce răspuns? Știți care răspuns? Come on, come on.